ședinii proiectului ordine de zi. Prezentarea raportului Comisiei pentru Administrația Publică Juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și disciplinei cu privire la întâlnirea desfășurată la sediul Primăriei Municipiului Onești cu reprezentanții SCA Apă Carmar S.A. Onești din data de 17 august 2016. Președintele Comisiei Juridice, consilier local, Tine Gheorghe. Bună ziua! Dau citire raportului pe care Comisia Juridică l-a întocmit în urma acestei întâlniri. Având în vedere faptul că întâlnirea cu reprezentanții SCA Apă Canale s-a avut drept scop găsirea unei soluții care să ducă în termen cât mai scurt la stingerea oricărui litigii și predarea infrastructurii de apă din municipiul Onești, Comisia Juridică arată următoarele. Din discuțiile purtate cu acționarul majoritar al SCA Apă Canale S.A., domnul Ovidiu Budeanu, și administratorul unic al societății, domnul Cornelu Fântână, așa cum sunt consemnate în procesul verbal de ședință, acționarul majoritar și-a exprimat disponibilitatea de a ajunge la o înțelegere în privința transferului de acțiuni, fiind necesară ca stabilirea valorii acțiunilor să se realizeze printr-un raport de evaluare. De asemenea, domnul Budeanu a arătat că, în valoarea acțiunilor, trebuie să se reflecte și valoarea infrastructurii de apă, care ar fi făcut obiectul evaluării și introducerii în valoarea acțiunilor la privatizarea SC Onedil S.A. Raportat la cele susținute de reprezentanții societății, arătăm faptul că prin HG 1347/2001 a fost atestat domeniul public al județului Bacău, în anexa 3, fiind inventariat domeniului public al municipiului Onești, fiind inventariat domeniul public al municipiului Onești, care cuprinde și infrastructura de apă din municipiul Onești. Printr-o serie de hotărâri judecătoresc, instanțele au reținut faptul că această infrastructură este proprietatea municipiului Onești, nefăcând obiectul transmiterii către SC Onedil S.A. Sentința civilă numărul 2 din 20 ianuarie 2003, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul 12.847/2002, decizia civilă numărul 3515 din 30.10.2015, pronunțată în dosarul numărul 1368/110/2012 al Curții de Apel Bacău, sentința civilă numărul 950 din 21.04.2015, pronunțată de către Judecătoria Onești, în dosarul numărul 7430/270/2014. În aceste condiții, având în vedere punctul de vedere divergent dintre autoritatea locală și acționarul majoritar, domnul Ovidiu Budeanu, cu privire la calitatea de proprietar a societății asupra rețelelor de apă, arătăm că o eventuală evaluare a acțiunilor societății va menține opiniile diferite pe această temă, ne putem fi finalizată în mod amiabil și în timp util pentru accesarea fondurilor europene unui eventual transfer de acțiuni. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții, imaginea proiectului. Da, domnul primar, vă rog. Da, țin să mulțumesc în primul rând Comisiei Juridice pentru că m-au invitat la această discuție, la această întâlnire, de fapt, între acționarii de la Apă Canal și reprezentanții Comisiei Juridice. Încep încă din capul locului să spun că întâlnirea era necesară și chiar a fost și eficientă. Cu părere de rău, înțeleg și eu ca și dumneavoastră și ca și toți oneștenii că ceea ce speram să nu se întâmple, se întâmplă. Și anume, cei de la Apă Canal merg pe același traseu pe care și l-au propus încă de la început și anume să tragă de timp în această perioadă să încaseze de la locuitorii municipiului Onești și nu numai contravaloarea apei consumate și, din păcate, să nu achite către CRAB sumele pe care le datorează Apă Canal, ca și operator, către furnizorul de apă. Din raportul pe care l-a citit domnul președinte Iene, înțeleg ca și dumnealui, sper, dar nu vreau să vorbesc în numele dumnealui, vorbesc în numele meu, că
Nu există în acest moment o soluție în ceea ce privește încetarea litigiilor pe care le avem în instanță între Apa Canal și Primăria Municipiului Ionești, astfel încât ceea ce ne-am propus noi cu toții și anume să devenim acționari CRAB și ulterior membri ATIP să se întâmple într-un termen rezonabil, astfel încât acea finanțare europeană, de acea finanțare europeană să se poate bucura și în municipiul Ionești. Din păcate, ceea ce spuneam eu cu mult timp în urmă și unii colegi sau, de fapt, și foarte mulți oneșteni criticau că Primăria Municipiului Ionești, Primarul, Consiliul Local, nu iau măsurile pe care dânșii le așteptau și își imaginau că sunt eficiente în acest demers cu Apa Canal. Din păcate, și această întâlnire demonstrează ceea ce am spus în repetate rânduri, și anume că nu avem un interes comun, municipalitatea, Consiliul Local versus Apa Canal. Dânșii au un interes, noi avem un interesul municipiului este unul singur și acela de a încheia, înceta orice litigiu și de a accesa acele fonduri. Dânșii au alt interes pe care îl putem imagina cu toții și dovedesc asta la fiecare întâlnire. Încă o dată vreau să mulțumesc comisiei, domnului președinte și sper ca în procesul pe care îl avem în termenul de 12 septembrie vis-a-vis de evacuarea de pe rețea, instanța de la Bacău să aibă un punct de vedere care va fi în interesul comunității ioneștene. Vă mulțumesc mult! Domnul Panfil. Da, am luat și eu parte la această întâlnire. Vin și întăresc ceea ce am spus acum vreo lună. E clar că zilele se ceapă canal sunt numărate ca operator de apă la Onești. Din păcate, ei tergiversează. Întârzie, în orice mijloc, preluarea de către municipiul Onești a rețelelor, pentru că, în definitiv, asta ne interesează. Colegii, nu mă interesează să devin acționar la SECE Apă Canal, mă interesează să îmi preiau rețelele. Discuția cu privire la cuantumul eventual al unei despăgubiri în ceea ce privește rețeaua de apă, nu poate fi pusă în discuție, pentru că niciodată Consiliul Local nu va plăti o sumă pentru ceea ce îi aparține. Rețeaua sunt ale orașului și vor rămâne orașului. Mă rog, modul în care dumnealor înțeleg să desfășoare aceste discuții, din punctul meu de vedere, sunt păguboase pentru oraș, pentru oneșteni, pentru că e un fel de amână, doamne, poana, până s-o coace poama. Nu o să se coacă poama, lucrurile vor avea același final. Din păcate, e posibil ca noi să nu putem accesa fondurile pentru modernizarea infrastructurii. Probabil că, dacă așa se va întâmpla, o să ne descurcăm și o să găsim alte variante de lucru. Este clar că nu va exista nici o înțelegere între Apa Canal și Consiliul Local pe chestiunea preluării acțiunilor sau a unor despăgubiri de bani. Mulțumesc. Mai sunt discuții? Mai vreau să spun. Vreau să mulțumesc membrilor comisiei și tuturor invitaților care au fost prezenți la această întâlnire. Din punctul meu de vedere, eu am înțeles poziția pe care au avut-o reprezentanții Apa Canal. Adică am apreciat faptul că au dorința sinceră de a face un dialog și de a încerca să soluționăm acest litigiu, știind că suntem presați de un anumit timp, dar în același timp am văzut și această poziție inflexibilă în ceea ce privește teoria, cum că atunci când au cumpărat aceste acțiuni, ele au cumpărat acțiuni și din mijloace fixe, și când valoarea acțiunilor se regăsește inclusiv valoarea rețelelor de apă și canalizare, stațiilor de epurare și chiar serviciul de prestare pe care îl presupune deținerea acestor mijloace. Ei au avut poziția lor, ca societate privată. Domnul Budean a spus, domnule, asta e meseria mea. Iau și dau. Probabil că dacă în fața lor era un agent privat care dorea să
efectueze acest serviciu, ar fi acceptat această tranzacție, pentru că se evalua acțiunilor la valoarea actuală, numai că noi nu ne reprezentăm nici pe noi, nici pe X, nici pe Y, că reprezentam municipiul Onești. Și nu puteam accepta și niciodată, nimeni cred că nu poate accepta că aceste rețele de apă sunt în domeniul privat, în municipiul Onești. Ar fi ceva unicat, cred că în lume, nu în țara asta, ca rețele de apă și canalizare să fie socotite a fi în domeniul privat al unei societăți. De aceea, aici s-au oprit discuțiile și s-a făcut acest referat cu ceea ce s-a discutat. Urmează să hotărească instanța. Așa cum spunea și domnul Panfil, este posibil ca să pierdem, să nu putem intra în CRAB și în ADIS, să pierdem acea finanțare. Urmează ca instanța să hotărească și aș fi și eu curios să văd dacă, într-adevăr, o instanță din România poate stabili că aceste rețele, peste lege sau dincolo de lege sau chiar împotriva legii, aparțin unei societăți private. Stare curios să văd dacă soluția pe care a dat-o judecătorul din Onești va fi menținută de către Tribunalul Bacău. Sigur, în funcție de această soluție, urmează Consiliul, Primarul va hotărâ ceea ce vom face în continuare. Vă mulțumesc! Da, domnule. Se pare că lucrurile încep să lămurească, dar sunt dificil de pus în practică ca urmare a unor intervenții nu tocmai corecte prin interpretarea răuvoită a legii și a dreptului de proprietate a unei municipalități. Cred eu că vor mai dura discuțiile respective, dar până atunci se impun, cred eu, două chestiuni. 1. Să fie pregătită societatea municipală în detaliu cu tot ce e de ca să funcționeze o societate comercială și de preluarea salariaselor de la apă canal, pentru că toți salariații vor fi preluați în structura de aici. A doua chestiune, posibilități de cooperare cu diverse utilaje ca să poată fi funcționat societatea de a doua zi și până atunci de a se dispune de către Consiliul Local, de către Executiv, un control al stației de depozitare, de stocare a apei la Pucior. Pentru că acolo sunt niște rezervoare de 10.000 de metri cubi, care nu sunt funcționale în totalitate, de a vedea starea lor, ce e pentru a nu mai avea situații de întrerupere a apei, cum s-a întâmplat în această vară. Și de a dispune, să spunem, măsuri, pentru că suntem proprietari și atestă legea și atestă instanța, să pregătim un proiect de reparație, cel puțin provizorie, pentru că aceste rezervoare de 10 metri cum să fie funcționale pentru oraș. Singura sursă de apă a municipiului este Puciorul, alta nu este. A fost cândva ca și a luat o viitura, s-a terminat. Varianta cu alimentarea pe linia Trotuș și conducta de apă industrială la platformă nu este viabilă. Ei, lucrurile astea, dacă se urmăresc pas cu pas și de insistat, cred eu, la Bacău, ca termenul pentru următoarea etapă de proces să fie cât mai repede. Mulțumesc. Mai sunt discuții? Da, poftiți. Dacă cu acea acțiune despre care am vorbit la ședința precedentă s-a mai făcut ceva? Acțiunea accesorie? Cererea, nu acțiunea. Da, cererea. Asta a făcut este practicat, dar cam că mâine sau poimine s-o predau fetelor de la jur. Trebuie să ne grăbim cât va fi introdusă mai târziu, cu atât se tergiversează termenul. Da, mulțumesc. Mai sunt discuții? Dar domnul, supun la votul adevărat de cine este pentru? Proiect. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Declară închise ședința. Apoi de ședință.